bun, după ceva timp am reușit și noi să postăm Fortnite. Băi, mi se pare super mișto ce am reușit să facem astăzi și o poveste destul de interesantă. Știți că skinul meu main e Kuno și în ultimul timp l-am jucat cu aripile alea de înger pe spate, că îmi dă mie așa un vibe de înger. Ei bine, Fortnite ne-a adăugat un skin nou, acela fiind un Kuno mai diferit, un Kuno de lavă. Da, ați auzit bine, l-am customizat extrem de mișto și există o poveste în aceste două caractere pe care chiar eu am făcut-o. Ei bine, Kuno alb e binele, Kuno de lavă e răul. O să vedeți mai multe pe videoclip. Înainte de ceva videoclipul, nu uitați să inundați butonajul ăla de like, neapărat să lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre ideea mea între aceste două caractere. Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm cele mai marfă clipuri. Și cine nu are robinet pe șopinet, băi, aiurea rău de tot, pune frate robinet pe șopinet, că dacă nu stai netul. Și nu uitați, dacă vreți să vorbim mai mult, neapărat follow pe Instagram. Eu nu mai zic nimic, vă las direct cu videoclipul, vizionare plăcută. Am intrat în joc, momentan mă vedeți cu skinul meu. Dar oameni buni, hai să vă arăt ce avem pe Item Shop. Pe lângă că avem codulețul ăsta de zei pe Item Shop, avem acest pack care ne oferă 3 skinuri, printre care și iubitul nostru Kuno. Ăștia doi, nu știu ce fac aici, sincer. Cumpărăm pe costa doar pentru fratele Kuno, că ne place rău de tot. Ne mulțumește Epic Games, bă, că am cumpărat skinul. Bineînțeles că ne dă display la fratele Incinerator Kuno. Doamne, cât de fresh! Uite cum arată cu aripile astea, s-a terminat! Ia să vedem dacă am și un pic ceva de lavă. Mă, cred că ar arăta bine, sincer. Nu știu ce glider să-i pun ăsta. Oh, God! Acum că ne-am făcut și combo ăsta nebun, neapărat trebuie să dăm un mesh, frate. Mai aici un solo și hai să înceapă treaba! Nu știu ce să zic, frate, dar arată genial. Aripile astea sunt puțin tel cam lungi. Mă, da, sunt faine. Salut, frate, care spargi copacul. Ce zici de skinul meu? Îți place? Nici nu mă bag în seamă. De ce ești cu nasul pe sus? Salut! Mă, să știi că tu o să fii ținta mea principală meciul ăsta. Dacă te bat o să fii cel mai împlinit om, pentru că nu mă bagi în seamă. Doamne, cât de genial arată și am o idee. O să mă gândesc de acum înainte și la skinul main cu o să-i pun aripile alea de înger și să fie gen bine versus rău sau ceva de genul. Să creăm o poveste, frate. Bă, dar mi se mișcă foarte greu mouse-ul pe mousepad. Cred că trebuie să dau cu vaselină, băi, pe mousepad. Wow, salut! Nu vrea, bă, să dea edit. Băiatul, da, dă și mă bate. Ia-l tu aici. Îl văzusem. Băieți, nu știu dacă mă auziți acum, dar mi-o suc mousepad-ul, că e ud. Nu știu de ce. Mai devreme v-am zis că o să creăm așa o poveste între cele două caractere, rău și bun. Ei bine, oameni buni, când o să avem skinul ăsta, o să fim toxici. Pregătiți-vă de ce e mai rău, adică o să încerc să fiu toxic, nu sunt toxic, dar mă merită să încerc, ok? Hai să vedem, mă, unde sunt toți fătălăi ăștia, dog shit on, spoiled. Nu știu, frate, cum se cheamă oamenii. Băi, oameni, lăsați-mi replici toxice în secțiunea de comentarii, așa pentru Fortnite. Și promit că o să folosesc marea majoritate dintre ele. Uite că n-am luat ăsta. La următorul clip de Fortnite. E bine că găsim și noi player. E evident că toată lumea se ascunde de Robinet, cel zeu care îi bate pe toți. Ni-o lamă! Frate, urăsc update-ul ăsta. Uite-te tu doar cum fuge și dropează chestii. Domnișoară, domnișoară. A luat-o apa! Vino înapoi! Da. Băi, stai! Mai are un hit. Easy. Slurp bazuca. Eu zic pe ce se bate aici. Hai să le dăm și tot, oameni buni, cum numai noi putem să facem. Literalmente tastatura mi-a zis. Bă, nu o să. Îmi pare rău, domnule. Și cu tastatura picată de pe birou te-am bătut. Of, cât de slab. Mă, dar nu știu dacă ați observat, eu de fiecare dată când sunt în fight-uri, așa mă bat, frate. Așa stau în cameră, nu știu dacă mă mai vedeți acum. Salut, băieți! Dar n-ai cum, frate, imposibil să nu observ că eu stau așa în facecam. Bă, și mă frustrează pe mine rău de tot. Iau-te-l și pe ăsta, a venit și el să ia o tură de bătaie. Salut, puiule! Fiți atenți, băieți! Efectiv, o șansă n-a avut la mongral clasicul ăsta. Bam! Și sărim peste el și îl batem cu digălul. N-a mers. Băi, dar ăsta chiar vrea să luăm build fight ca lumea. Hai, frate, vino și bate-te cu mine dacă ai curaj. Dăm niște miniuri. Hai și tu, dau și eu. Construim cover, pentru că eu în general nu fac asta și sunt un dobitoc că mor de la snipe. Uite altul. Nu. Hello. Asta e la care stătea în lobby atunci. Nici nu mă bag în seamă. N-ai nicio scăpare, Vere. Hai, dă edit. Nu, că eu sunt mai dobitoc decât el. Sincer vă zic. Bă, dar mie când îmi zice lumea că-s dobitoc, bă, are dreptate, frate. Credeți-mă că mi-ar fi plăcut și mie să am creier. Dar nu prea am, frate. Uite-l pe ăsta, mă, mâncați, și încă era aici. Hai, ieși. Am zis eu că te bat odată și odată, băi, fraiere. Rândul tău. Wow! Ești periculos, deci. Bă, da, dă toată lumea în mine, gata, băieți. Asta voiam să intru în Fortnite după 10.000 de ani, să mă bag cu toată lumea. Wow! Uite-l pe ăsta, băi. De când așa de fioros? De ce așa de agresiv?
Băgăm un mini. Bam, îi dăm 40, îi mai dăm un hit de 20, că atât dăm noi cu pump-ul. Uite-l, mă, pe ăsta unde se duce, mă. Du-te de aici, că n-ai nicio șansă versus mine. Uite, așa i-am dat, frate. Take the hell, nu. Am mai tras cineva, frate, acum au venit toți playerii să se bată cu mine. Toți playerii din lume, veniți. Facem comutarea Shaolin. Kung Fu Tan Fight. Dar oricum ați observat cum stăteam, frate, în weekend, așa eram. Eu, uite, bă, că găsesc aici tot ce am nevoie în toată viața mea. Doamne, îți mulțumesc. Ia uite-l și pe ăsta. Unde vii, băi, gicule? Fiți atenți, băieți. Bam! Mamă! Roată, 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 spargem roțile, spargem mașina, îl distrugem pe băiatul ăsta. Unde vrei să fugi, frate? Fratelo, șmecherelo, vino să-ți dau take de elo. Hai să-i dăm și o minge la băiat. Wow, era să mor. Ia uite-l. Picior i-am dat. L-am mai dat unul cu sniperul de acolo, cred, sau de acolo. Eram așa, de acolo i-a dat. Ok, Robi, deci nu uita, ai un băiat cu sniperul în spate. Dacă îmi dă ăsta cap sau dacă mor din cauza lui, băieți, sunt cel mai dobitoc player ever. Dar nicio șansă, frate, că te bați cu Robinet, pe bune. Când vreodată îl bați tu pe Robinet. Salut, băieți, observ că vă place să faceți cartier ca lui Dorian Popa. Uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta. Băi, frate, ce faci? De ce vrei să-i spargi pe băieți? A avut aceeași idee ca mea, acum îi sparg eu pe toți. Ți-a atenți că l-am făcut pe ăsta să se urce. Și acum îi sparg eu pe toți. Nu! Uite-l pe ăla. Stați liniștiți, băieți, n-am tras toate gloanțele în scară și în piatra asta. Bă, uitați, băieți, ce imam. Wow, 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 tastatura mea, băi! Hai, cine dau și eu damage? Dar vreau să dau mult rău. 28? Bun damage, bun damage. Dă un băiatul ăla de acolo, 29, cred. Hai, mă, puiule, vino și bate-te cu mine, dar nu așa, nu așa. Mă, ăsta nu știu unde sunt, ce se întâmplă? Mi-a dat prin... asta a mea. Nu. Nu! Aaa, ești maker tu, a? Nu! L-am făcut pe fraier. Acum trebuie să aterizăm noi repede. Bă, dar tot cade tastatura, bro. Oh, shit! Nu, altul! N-aș prea vrea să mă bată băiatul ăsta. Nu vă supărați, dar de ce ați venit toți acum? Bă, mi s-a rupt asta de la tastatură. 35, 35, cred. Uite-l pe acolo. 23, 23, 23, foarte bune hiturile. N-au, frate, nicio șansă ăștia împotriva mea. Hai, hai, urcă, urcă, urcă. 35, 35, 35, easy. Fiți atenți că trebuie să intrăm cumva peste asta. E, știi ceva? Dacă o să cădem, eu o să cad într-un fișul ăla, nu știu de tine. Pe băiatul ăla aproape l-am bătut. Hai să le dăm easy shit on, copa. De ce te uiți în sus? De ce te uiți în sus? Că nu știi că nu-i bine. Vrea să mă dea jos, vrea să mă dea jos. Mă, dar de ce mă lasă toți ăștia pe mine în pace? Băi, ceva 100% e suspect. Nimeni nu dă în mine. Băiatul ăla o să iasă de acolo. Toată lumea are ceva cu băiatul ăla de acolo, dar nu înțeleg de ce n-are nimeni nimic cu mine. De ce ești nebun? De ce ești nebun și vii aici? Vreau să vă bateți între voi, băieți. Așa, așa, așa. Bătaie, bătaie între voi. Ok, și ultimul e low, ultimul e low. Și pic pe el și-l bat. Vreau să văd în comentarii Gigi, toată lumea. Gigi în comentarii, frate! G fucking G, le dăm aici mare take de la băieți. Și asta a fost. Asta a fost, le-am dat easy shit on. Like, 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me.